Domnul profesor, câteva cuvinte despre jocul cu rapide. Păi, începând cu acest meci, vom avea meciuri foarte, foarte dificile. Jucăm cu echipele de top din campionat, echipe care toată lumea știe că s-au întărit foarte mult în acest sezon, toată lumea își dorește să iasă campioană, să obțină rezultate cât mai bune. Cred că este momentul să ne măsurăm și noi forțele cu o echipă puternică și să vedem, la urma urmei, care este valoarea noastră. Jucăm miercuri cu Rapid. Rapid, nu știu dacă mai e cazul să o mai prezint, anul acesta au făcut transferuri de marcă, au în componență jucător care a fost campion olimpic, jucător care a medaliat la campionatele europene, dacă nu mă înșel, și un iranian care a fost locul 7 sau 8 la mondiale. Deci sunt jucători de mare, mare, mare valoare. Este adevărat că au avut două sincope până acum, în cele 5 etape desfășurate, în care au pierdut. E posibil să echipa să nu-și fi găsit așa cadența, sau mai departe nici nu mă interesează dacă au probleme sau nu, dar în orice caz noi privim cu încredere meciul. Jucătorii au înțeles și le-am cerut să se mobilizeze foarte mult pentru acest meci, pentru că este un meci care poate să facă diferența, este un meci de, chiar dacă este primul meci, poate să fie hotărător în calificarea în Final Four-ul Cupei României, și aștept un joc bun din partea jucătorilor. Cum vedeți și de două echipe? Pare a fi un meci echilibrat la prima vedere, dar vreau să mă gândesc că știți mai bine care este valoarea Rapidului în comparație cu valoarea Rapidului. Dacă e să facem o comparație pe jucător pe jucător, luat individual, eu cred că în afară de Călin și de Sergiu Diaconescu, cred că toți ceilalți sunt mai valoroși pe posturi, dar eu merg foarte mult pe valoarea echipei. Deci întotdeauna știți foarte bine că eu la Craiova am creat echipe care s-au luptat, au avut un țel comun, care s-au dăruit, și asta aștept și de la băieți în această confruntare. Simțiți că ușor începe să se omogenizeze din ce în ce mai bine echipa? Cred că începem să, dar eu spun încă că suntem departe, pentru că să nu uităm că acum 3 zile a venit Wilfrido de la Jocurile Panamericane, unde am spus înainte de etapa trecută că eram obligat să lăsăm prin regulamentele internaționale. El este un jucător de bază, este un jucător de prima echipă. Este, chiar aseară am avut o discuție cu el și este în continuare obosit. L-am văzut greoi în mișcări, în execuții. Mi-a spus să nu fac nicio problemă pentru că își va reveni. Dar, într-adevăr, aici mai avem o problemă. Eu sper că să treacă cât mai repede și să se integreze în echipă, așa cum a făcut-o înainte să plece. Suntem câștigători de Cupa României, iar obiectivul din acest an, mă gândesc că este să menținem acest lucru. Știți bine că nu, niciodată nu am făcut pronosticuri de loc sau de trofee și așa mai departe. Întotdeauna ne-am propus să am împărțit obiectivul în două părți. În prima parte a campionatului, respectiv tur-retur, să ne calificăm pe un loc cât mai bun, sau în așa fel încât să abordăm play-off-ul în avantaj. Iar în Cupa României, cel puțin acum, obiectivul este să ne calificăm în primele 4 și după aceea rămâne de văzut. Dacă nu mă înșel, Final Four-ul Cupei României se va juca în martie. Deci până atunci am avea suficient timp să ne omogenizăm, să punem jocul la punct și să fim la capacitatea cât mai înaltă. Va fi un Craiova Rapid derby, așa, și la volei și va fi și ceva mai mult spectator în față. Prin prisma situației, da, într-adevăr, va fi un derby, pentru că dar anul trecut, să nu uităm, Rapid au promovat anul trecut în divizia A și să nu uităm că am câștigat de 4 ori cu ei și în campionatul retur și în faza de play-off. Deci din acest punct de vedere pornim cu un avantaj moral.
La fete, într-adevăr, se poate spune că este un derby mai mare decât la noi, pentru că echipa Rapid acum 2 ani a fost campioană, am trecut vicecampioană, acum ale noastre sunt pe locul 2, cred că Rapid este pe 3, dacă nu mă înșel, deci la ele chiar este un derby adevărat și este un derby de campionat. La noi este totuși un meci de cupă. Da, mă gândesc că o să fie și lumea de astea. Să sperăm. Să sperăm, da. Poate pentru acest meci am făcut promovare cu ambele echipe mai mult decât am făcut-o până acum. Așteptăm să vedem rezultatul și bineînțeles că toată lumea speră să vină un public cât mai numeros la sală, pentru că noi cel puțin de la volei avem nevoie de susținerea publicului, așa cum a făcut-o întotdeauna. Prima dată la conferință, la noastră, spune-te, o conversă, partida cu Rapid de miercuri. Bună ziua! Partida de miercuri o să fie una dificilă. Noi, ca și echipă, deja suntem ca și în ring. Suntem montați, ne dorim victoria și pe zi ce trece tot ne antrenăm spre o calitate mai mare. Ați apucat să cunoșteți Rapidul? Poate surprinde cu ceva? Ca și orice echipă. Poate oricine, poate să surprindă pe oricine. Numai că dorința noastră este de a victorie. Noi să intrăm pentru victorie, să ne luptăm pentru fiecare punct. Nu așteptăm să facă ei greșele, trebuie să le punctăm noi. Cum ți se pare echipa Gravei în acest an? Ca echipa Gravei este încă în lucru, încă mai avem nevoie să ne unim cum trebuie, dar este o echipă puternică. Nu își permit nicio echipă ca să ne iei peste picior. Anul trecut Gravei a câștigat Cupa României, nu mai fost să sărbătorești alături de ei, dar acesta poate ai ocazia. Este adevărat, n-am fost și îmi doresc foarte mult ca să am ocazia anul acesta. Noi ne dorim acest lucru, cred că nu există un jucător care să nu dorească victoria. Te-ai acomodat la Craiova? Da, m-am acomodat. Este un oraș frumos, un oraș plăcut, suporterii sunt alături de noi la fiecare meci. Este un sentiment foarte plăcut în această sală. Domnul profesor spunea mai devreme că în cei 11 ani a creat multe echipe aici și la fel a și creat un jucător. I-a promovat așa spre... nu neapărat vreo de performanță spre echipe bune, dar spre salarii mai bune. Este adevărat, se simte în echipă, adică, se simte în echipă omogenitatea, se simte frăția. Și frăția aceasta se pune și în teren. Ne ajutăm mult mai ușor din cauza înțelegerii noastre și din vestiar și din timpul antrenamentelor și toate astea. Și bineînțeles că când ai un prieten lângă tine, ți-e mult mai ușor și nivelul tău crește pe fiecare zi.